În bazele de date, ați găsit un pensionar care în acte figura sărac, în actele de la Ministerul Muncii, dar care avea un venit extraordinar de 2 milioane de euro? Da, într-adevăr, am descoperit surprize de la momentul la care am primit lista de beneficiari de la Ministerul Muncii și mulțumesc Ministerului Muncii că am avut o colaborare foarte bună pentru ca să rezolvăm problema listei beneficiarilor. Iar în momentul în care am interogat baza de date de la ANAF, observați că au apărut surprizele dintre cele mai... 572 de persoane, peste 10.000 de euro. Discutăm de sume nete, adică 10.000 de euro net pe lună, pe membru de familie. Am o curiozitate. Pensionarul cu 2 milioane de euro venit extra pensiei, unde locuiește și din ce a făcut acești bani, dacă ne puteți spune? Mă rog, datele indică că este în municipiul București, dar marea majoritate a acestor cazuri, ne-am uitat de unde provin aceste surse de venit și, într-adevăr, sunt veniturile cele mai multe provenite din, de pe piața de capital, din tranzacții de acțiuni, titluri de stat. Titluri de stat, deci există, se pare, un câștig destul de bun pe piața financiară, de vreme ce avem situația pe care am cules-o de la Ministerul Muncii pe de o parte și prin interogarea bazelor de date de la Ministerul Finanțelor și ANAF am ajuns, iată, la aceste informații. Deci dacă nu, să nu făceați această interogare de baze de date, riscați să dați carduri de energie unor pensionari care au peste 10.000 de euro sau 2 milioane de euro. Am insistat asupra acestor corelații și asupra identificării locurilor de consum tocmai pentru ca situațiile pe care le discutăm astăzi să nu fie posibil, adică să ajungem cu acest ajutor spre acele locuri de consum care nu au nevoie de susținere din partea statului sau fondurilor europene, nu contează acest lucru și este o decizie morală care e la mijloc ca banii aceștia să se ducă spre cei care cu adevărat Corect. Au nevoie de ei. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezența la Decisiv. Așteptăm să vedem cum se derulează acest proces de tipărire, distribuire și de plată Vă efectivă a facturilor la curent. Mulțumim. Mulțumesc. Mergem mai departe.